clasamentul nu prea, în opinia mea, nu prea a fost corect. Dar ce să mai facem acum? Ce vă așteptați? Păi mă așteptam la un Cătălin Cristea să fie cel puțin pe locul 2, pentru că e campion la seniori și e un sportiv adevărat. Eu mai am niște vicecampion la tineret, un bronz la tineret și nu, nici nu sunt nici cel puțin o mențiune. Și cei de la karate au fost nemulțumiți de clasamentele întocmite de consilierii Direcției pentru Sport și Tineret. S-a discutat mult despre includerea pe podium a lui Daniel Natea, judocan care s-a transferat în vară la Dinamo. Au existat însă și antrenori care au considerat clasamentele corecte. Sunt mulțumit de locul 2. Într-adevăr, domnul Cornea a avut rezultate cu sportiva la europene. Noi n-am avut la europene, am avut campion național la senior, am avut medalii de argint la senior, două medalii de bronz la senioare. Și ăsta e rezultatul. Vreau să promit tuturor iubitorilor boxului târgovișteanu și dâmbovițeanu că anul 2017 care va veni, vă promit că o să fim pe primul loc, o să avem sportivi la europene, mondiale și, de ce nu, și Olimpiada din 2020.